Salutare, bun găsit, bine ați venit la o nouă rețetă pe canalul meu. Eu sunt Ionica. Pentru astăzi pregătim cozonaci de post. Și pentru această rețetă avem nevoie de următoarele ingrediente. O să frământ la robot. Am 1 kg de făină care am cernut-o de 2 ori. Eu zahăr am 200 de grame. Puteți să puneți 250, depinde de gust. Pentru mine 200 de grame este suficient. Am 200 de grame de mililitri de suc de mandarine și cu pulpă. Eu am pus și pulpă. Aici am lapte vegetal 200 de mililitri, 150 de mililitri de ulei de floarea soarelui. Am 40 de grame de drojdie proaspătă, 2 plicuri de zahăr vanilat. Aici am esență de portocale, de rom și de vanilie. Puneți ce vă place. O linguriță de sare. Așadar, dragilor, ne apucăm de treabă. Prima dată ne ocupăm de drojdie. Pun o lingură de zahăr. Două linguri de lapte vegetal. O amestec bine să topească drojdia. Și am să pun cam o lingură de făină. Amestec bine și o las să acționeze. Acum ne ocupăm de zahărul. L-amestec cu sucul de mandarine fierbinte. Pun și 2 plicuri de zahăr vanilat. Pun esență. Eu am de portocală, de rom și de vanilie. Cozonaci o să-i umplu cu ciocolată. Așadar. Pun și praful de vanilie. Și ca să le dăm o culoare mai galbenă cozonacilor, pentru că nu avem ouă, am să pun un pic de curcuma. Cam jumătate de linguriță, cu aproximație. Suficient. Și acum eu o să mestec, să topesc zahărul. Drojdia a acționat, așa arată. Acum am făcut aici o gaură și pun drojdia. Adunăm tot de pe vas, să nu ne rămână. Acum torn compoziția de zahăr, mandarină, esență. Care sunt topite. Dau drumul la robot. Și am să pun și sarea pe margine. Partea și pe alta.
pun și laptele vegetal fierbinte și acum las să frământe la viteză mică până se amestecă toate ingredientele și am să pun jumătate din ulei. Am pus mai mult de jumătate, dar n-are nimic. Și acum lăsăm să frământe. La această rețetă avem nevoie de 400 de mililitri de lapte vegetal. Pentru că eu am mai pus încă 100 de mililitri și acum e perfect și las la frământat să ne iasă un aluat molecuț. Aluatul se frământă și mai pun ulei câte puțin. Mai pun de două ori și las să frământe 10-15 minute. Aluatul este gata, acum îl scot de pe cârlig. Așa arată aluatul. Scoatem aluatul. Las un pic de făină. Și acum las la crescut. Doamne ajută! Îl acopăr. Îi pun o folie alimentară. Ia supra un prosop și îl pun la crescut. Până ce își dublează volumul. Am lăsat aluatul la crescut 15 minute. Uitați, cam așa arată. Acum, cum procedez? Dau la o parte, pun un pic de ulei pe blat și răstor cozonacul și uitați cum fac. Eu încerc să îl împăturesc. Uitați așa. Ca să ne iasă fâșii. Îl împăturesc așa. Îl împăturesc de câteva ori foarte bine. Care așa procedez cu el. Și acum să-l trântesc pe masa de lucru de câteva ori. Cam așa. Suficient. Acum iar îl împăturesc. Ia uitați bulele cum sunt. Cum au ieșit bulele. Uitați, așa fac. Am să ung un pic mâinile cu ulei. Și continui să-l mai împăturesc eu.
Uitați așa. Pun un pic de ulei pe masă. Și uitați așa. Deja a început să spargă bulile de aer. Am să-l mai împăturesc încă un pic. Și asta e ultima. Și uitați, așa trebuie să arate. Și acum îl pun din nou la crescut. Iar îmi pun folie și acolo las să crească, să dubleze volum. Pregătesc umplutura pentru cozonaci. Aici am cam 200 de grame de nucă măcinată. Am tăiat rahatul. Aici eu am un gem de vișine care am să pun peste nucă. E făcut în casă de mine gemul ăsta. Am să pun jumătate de borcan și am să pun și cacao, cam 2 linguri. Și le amestec toate bine. Și am să pun și un pic de lapte vegetal. Cam 2-3 linguri, cam așa. 50 de mililitri, să spunem. Amestec totul bine. În umplutură am mai pus o lingură de zahăr pudră. O faceți după gust. Și esență de rom. Și uitați, așa arată. Acum o dau deoparte și ne ocupăm de cozonac. Cozonacii au crescut. Aici am pus un pic de ulei. Și așa arată aluatul. Eu acum am să-l împart în 4. După care am să-l și cântăresc, să fiu sigură că sunt egal cozonaci. O să facem 2 cozonaci. I-am cântărit aproximativ 500 de grame fiecare. Plus minus acolo câteva grame. Așa. Mă ajut cu mâinile ca să întind aluatul. După cum vedeți, un aluat foarte elastic. Și pufos și plin de bule. Să știți că e făina nouă, am din comerț. Poate din comerț poate să fie mai bună. După cum v-am mai spus în diferite rețete, eu mi-aduc făină de la țară. De la tata, tata nu mai este, Dumnezeu să-l odihnească. Dar de acolo o să-mi aduc făină, cât o să mai pot. Și acum împart compoziția, o împart în 4 părți egale de
cozonac, compoziția de cozonac. Uitați așa. O să vă arăt la unul, după care o să continui cu toți. O să procedez la fel. Întind peste tot uniform. Compoziția o faceți cât de dulce doriți. Uitați așa. Suficient pentru foaie. Acum punem rahat. De toate culorile. Îl împrăștiem uniform. Suficient. Și acum îl rotim. Eu o să-l închid aici lateral și aici. Să nu ne iasă o umplutură. Și acolo rotesc. Uitați așa și acum procedez la fel cu toți trei ce am aici. Acum că i-am umplut, îi împletesc. Am tava unsă cu ulei și acum îi las la crescut. Și așa procedez și cu următorii. Continui și cu al doilea cozonac. Unul l-am rotit deja. Așa, eu m-am zgârcit la hârtie și n-am făcut bine. Puneți o coală întreagă. Și uitați așa, și acum îi las la crescut. Cozonacii au crescut, așa arată. Aici am o lingură două de ulei și cu un pic de lapte vegetal. Și care acum am să îi ung. Și am să-i bag la cuptor la 170 de grade, 45 de minute cu ventilație, cu hârtie de copt deasupra. Am scos și cozonacii din cuptor și eu acum să-i dau cu miere. Deci nu că mi s-a ars, așa că continui așa. Am să-i scot din tăvi.
și las la răcit. Să vă arăt cum arată cozonacii. Au ieșit super delicioși, super frumoși. Uitați ce cozonaci de post. Sunt fierbinți, o să-i las să răcească.